invitați, ele din școlilor Cucuieți și Larga, vă invită la un frumos program de colinde, iar înainte ca elevii noștri să își spună gândurile și simțirile lor, dați-mi voie ca eu, în calitate de director al școlilor gimnaziale Cucuieți și Larga, să vă urăm un sincer la mulți ani. Sărbători cu bine, sănătate multă, împliniri și tot ce vă doriți dumneavoastră în viitor. Scoală, gazdă bună, scoală, nu mai sta, florile sunt albe, flori de măr, că venim acum vă colinda, florile sunt albe, flori de măr. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După dar din colindă, la mulți ani noi vă urăm. Doar în toamna asta merea posădiți, florile sunt albe, flori de măr. Și în noaptea asta, iată, înfloriți, florile sunt albe, flori de măr. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După dar din colindăm, la mulți ani noi vă urăm. Din pădura dragostei vor înflori, florile sunt albe, flori de măr. Și în pacea casei voastre vor odi, florile sunt albe, flori de măr. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După dati colindră, la mulți ani noi vă urăm. Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Se văd în zări trei mari venind și o stea înaintea lor. Drumul spre Ierusalim, călătorind de zor. Și acolo în Ierusalim, de-un prunc au întrebat, că treaba lui ei a văzut și-a spus că-i împărat. Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Un împărat ce s-a născut, noi nu am auzit. Dar mergeți voi și-l căutați, că poate-l veți găsi. Și îndată ce-au plecat la drum, cu toți se bucurară, că steaua ia înaintea lor, frumos li se arătară. Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Și-au mers până la Betleem și acolo au stătut. Găseau acolo, i-a oprit din drumul lor cel lung. La ușa unui graj de ajuns, un îngru ei intrară, iar ce-l căutau, în iesle îl aflară. Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Muspeți cu azur în gene și zăpadă pe opinci, se iubiră la fereastră cu colinde și tilinci. Câte legănași și frageni în florin de ghioce, umbre mari țineau isonul al pe după ei. Se părea când zbor de aripi și miros de tămâie, în colină ni se îngână pui de om cu pui de ce. Și cântară și urară și plecară ca un dor, străluceau
ce albă ca nisoarea și era, o sfială ce din stele până inim tremura. Bacile pădară grija, astăzi lupii țin ajun, porumbeii nu visează vânt de uliu căpcăun. Și zăvozii și dulăii se mai lămuie sete, boii rumegă cu botul nieslea de la Betleem. Cămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ, sus să leagă în prins de stele, gângurește pruncul sfânt. Din cer senin, în cor divin, se aude lin cântând. Din cer senin, în cor divin, se aude lin cântând. Păstori cu har pe culme apar, al miei în dar ducând. Păstori cu har pe culme apar, al miei în dar ducând. O stea din zări veghind cărări spre depărtări azând. O stea din zări veghind cărări spre depărtări azând. Conduce marș cu rărul dragi în alt mesaj ducând. Conduce marș și-un prunc prăpânt cu chipul plâng stă surâzând tăcând. Și-un prunc prăpânt cu chipul plâng stă surâzând tăcând. Iar maica să îl legăra și tot se bucura. Iar maica să îl legăra și tot se bucura. Și cerul sfânt și acest pământ s-a luminat prin drum. Și cerul sfânt și acest pământ s-a luminat prin drum. Și s-au simțit și s-au slăvit acei ce l-au primit. Și s-au simțit și s-au slăvit acei ce l-au primit. Iar noi văzând ne închinăm și chipul să rugăm. Iar noi văzând ne închinăm și chipul să rugăm. Cu dor voim de-a lui să fim și în veci să îl slăvim. Cu dor voim de-a lui să fim și în veci să îl slăvim. Din ce senin un cor divin se aude din cântând. Din ce senin un cor divin se aude din cântând. Nașterea Domnului nostru, leruile, florile albe, noi cu tot știm cum a fost, leruile, florile albe. În iesle sărăcăcioasă, leruile, florile albe, vrută Domnul să se nască, leruile, florile albe. Și când s-a născut Hristosul, leruile, florile zdalbe, Irod a fost mâniosul, leruile, florile zdalbe. Și-a trimis poruncă țară, leruile, florile zdalbe, pe toți pruncii să-i omoare, leruile, florile zdalbe.
de doi ani și mai în jos, uleruile, florile, zdalbe, ca să taie pe Hristos, uleruile, florile, zdalbe. Pe Hristos nu l-o tăiat, uleruile, florile, zdalbe, că din țară o plecat, uleruile, florile, zdalbe. Și de acum până în vecie, leruile, florile, zdalbe, mila Domnului să fie, leruile, florile, zdalbe. Copilule, cu oțenii, tu iarăși vii, dar azi nici magii nu mai vin și nici păstori să-ți cânte lin. Copilule, cu oțenii, tu iarăși vii printre străini. Copilule, tu iarăși vii printre străini, iar tu, Iisuse, ai venit și neștii nu te-au primit, iar tu cu suflet plin de dor ai plâns mereu de mila lor. Cu suflet plin de dor ai plâns mereu de mila lor. Copilule, sărman copil, curat ca roa de april, de atâta vreme tu petreci la ușa inimilor reci, de atâta vreme tu petreci la ușa inimilor reci. Corinde, în mijlocul raiului,
pe dinutru-i zugrăvită, pe dinutru-i zugrăvită, Corinde, Corinde, vin afară-i vărui. Și ce Domnul veselește, și ce Domnul veselește, Corinde, Corinde, și ochinăm cu sănătate. Thank you.
naște slăviți, Hristos din cerul întâmpinați, Hristos pe pământ, înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul, și cu veselie lăudați noroade că s-a preamărit. O famar și grea durere, jale fără de mângâiere, va cuprinde lumea toată la ziua de judecată, când dreptul judecător se va arăta pe noi. Va alege pe cei răi dintre cei mai buni ai săi, celor răi plin de trufie ne va spune cu mânie. Mergeți cu Satana în iad, că de el ați ascultat, iar celor buni ne va spune cu cuvinte dulci bune. Haideți fraților cu mine, degustați cerescul bine. Am fost gol și dezbrăcat, am fost flămân și însetat, și de mine n-ați uitat. Amin, amin, cu orice bucurie sufletească, din ceata o cenicească. Dar știu omul să gândească, n-ar putea să tălcuiască acest braț de luminat, cum îl dor l-am așteptat, să auzim îngeri din cer cântând și mași pe pământ, cu steaua călătorind, să dăm veste bună la tot neamul împreună, să trăiesc într-un mulți ani cu voie bună. La ani și la mulți ani! Da. Bună ziua și bine ați venit! Astăzi, data de 20 decembrie 2018, în calitate de gazdă, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, împreună cu aparatul de specialitate, o parte din consilierii locali, vă spune tuturor bun venit! De fiecare dată am fost prezenți în fața acestor minunați copii, care moșteresc date și obiceiuri de Crăciun, de Anul Nou, așa cum noi am moștenit de la înaintașii noștri. Vreau să le mulțumesc, nu în ultimul rând, atât copiilor, atât organizatorilor de la școală, directorul de școli și, în ultimul rând, părinților, faptul că de fiecare dată au pregătit acești copii, au venit cu cete de urși, au venit cu echipamente destul de frumoase, pregătiți pentru a ne ura, a ne colinda, a venit cu aceste cete de urși frumoși, pe care noi le moștenim de la înaintașii noștri, pe care noi avem în lada noastră de zestre din localitatea noastră, dorim să-i ajutăm și noi în calitate de reprezentanți ai comunității pentru a le da un plus de forță, un plus de curaj, ca dumnealor să ducă mai departe ceea ce am moștenit noi de la părinți și bunicii noștri. Totodată, profitând de ocazia faptului că au venit toate cele trei școli cu personalitate juridică, Cucuieț, Dofteana și Hădeac, aș vrea să le mulțumesc cu această ocazie pentru evenimentul și pentru programele artistice care le-au prezentat pe data de 1 decembrie, când noi românii am sărbătorit centenarul de 100 de ani de la Marea Unire care a avut loc la Blaj, pe Câmpia Blajului, la Alba Iulia, iar noi ca și moldoveni am făcut zborul Unirii de la Bacău până la Blaj cu un avion condus de locotenentul comandor Vasile Niculescu. Știu că este destul de frig, așa e în luna lui decembrie, așa e că nu umblăm cu date și obiceiuri. Aș vrea să vă informez că acești copii au un mare noroc, pentru că astăzi a venit moșul pentru toți și mi-a șoptit moșul în premieră că are o surpriză și pentru cadrele didactice. Rugămintea ar fi de la fiecare școală, acele cadre didactice care astăzi au binevoit și au avut timpul necesar să fie prezente și dumnealor pe scenă, pentru că moșul vrea să vă facă o surpriză. Totodată, noi, în calitate de gazdă, am pregătit fructe pentru copii, colaci, cornuri și nu ne-am pregătit cu ceea ce era odată când mergeam noi cu colindul, cu acele nuci. Dar promit că o să le vedem la anul dacă vom fi sănătoși. Deci, dragi copii de la Cucuieț și Larga, care formați această școală cu personalitate juridică, moșul a fost bogat anul acesta pentru voi, datorită faptului că școala din satul Larga a fost anvelopată, deci i-am construit termosistem,
un acoperiș frumos și tot ceea ce a fost nevoie pentru întreținerea acestor școli. Nu în ultimul rând și cei de la școala din satul Hăgheac, care anul acesta au beneficiat de acoperișul școlii din satul Ștefan Vodă, care este acoperit cu tablă tip Lindab, iar cei de la școala Dofteana ar construim o grădiniță mare, nouă, pe o suprafață de 800 de metri pătrați. Deci moșul în anul 2018 a fost destul de bogat pentru toți, care ne-au acordat mare atenție și pentru asta le mulțumim celor care ne conduc, pentru cei care conduc Guvernul României de astăzi. Deci v-aș ruga, dragi copii, să veniți la masă, vă luați cu mânuța voastră, colăcel, corn, fructe, ceea ce doriți voi și pachetul vi-l înmânează Moș Crăciun. Vă mulțumesc! Să vă mulțumim.
Numele Lui e Hristos, numele Lui.
Da, dai drumul. Da, mulțumim frumos acestor copii minunați, însoțiți de doamna profesoară de muzică, nu știu, doamna, dacă vă zic bine, dar doamna profesor Buculeț, Burculeț, mă iertați dacă... Miel, dacă ajungem până tipaș, vă dau. Un paghețel vă dau acum. Deci tot doamna împreună cu doamna Iremia și celelalte cadre didactice la Doftean au organizat acel mare steag frumos. Am contribuit și noi, Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, și a ajuns să aibă multe publicații pe rețelele de socializare. Mulțumim, doamnă, vă rugăm să fiți alături de noi de fiecare dată, pentru că anul viitor înțeleg că ne-ați invitat la Casa de Cultură la un mare eveniment. Dar e anul viitor, nu? Da, sigur. În anul 2019. Mulțumesc cadrelor didactice, tuturor celor care s-au implicat pentru ca acești copii să vină să ne colinde și vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumim, copii! Vă rog frumos, Moșu este pregătit pentru voi să vă ofere câte un pachetel, colaci și tot ceea ce avem noi bunătățuri.
dimineața, bună dimineața! Bucuroșile, bucuroși, bine v-am găsit sănătoși! Păi că am venit cu această ursoaică mică, care nu știe să joace de frică, dar de frică a juca că-l vede pe Sfântul Neculai, mâna mea. Hălălăi, vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hălălăi, și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Hălălăi, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete în sat, că-și venea la fete în sat. Hălălăi, sfada cu vecinele, sfada cu vecinele, ne mâncau găinile, ne mâncau găinile. Hălălăi, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, ne mâncau boii și caii, ne mâncau boii și caii. Hălălăi, m-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hălălăi, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rampă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hălălăi, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Aristan Sat, o cheamă Aristan Sat. Hălălăi, când puse piciorul în prag, când puse piciorul în prag, Arista sare din pat, Arista sare din pat. Hălălăi, și strigă în gura mare, și strigă în gura mare, ardă-te-ar focu țigane, ardă-te-ar focu țigane. Hălălăi, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hălălăi, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hălălăi, tu n-ai grijă nici de mine, nici de case, nici de un. S-ai pus haide calva sus, pe mine le we'll be right back.
Ura! 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 Copiii, numai un pic rămâneți pe scenă. Da, mulțumesc frumos conducerii școlii din Dofteana, școala Scarlat Doghin, condusă de doamna Nicoleta Irimia. Mulțumesc frumos tuturor cadrelor didactice care s-au implicat pentru a prezenta acest program atât de frumos. În mod special doresc să-i mulțumesc profesorului David, care de fiecare dată s-a implicat și uitați ceea ce a ieșit aici pe scenă. Cu această ocazie vreau să vă informez că acești copii pe care vedeți aici și cei de la Hăgheac, inclusiv din toate satele, toate cetele de urși, anul acesta au primit invitație la Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Piatra Neamț, la Primăria Orașului Moinești, Primăria Orașului Comănești, Primăria Comunei Oituz, Primăria Comunei Scorțeni, Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean Bacău. Deci până astăzi am primit aceste comenzi. Transportul acestor copii, acestor cete de urși, va fi achitat din bugetul local al Primăriei Dofteana, iar eșalonat pe zile și pe ore se vor deplasa în aceste localități în care v-am spus eu, dar mai multe pot să vă spun pe data de 31 decembrie, când va avea loc marea paradă a cetelor de urși din comuna noastră. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care s-au prezentat astăzi pe scenă.
Această ursoaică mică, care nu știe să joace de frică, dar de frică a juca, că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hălălăi, vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hălălăi, și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare. La Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hălălăi, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete-n sat, că-și venea la fete-n sat. Hălălăi, sfada cu vecină, sfada și cu gospodare, ne mâncau boii și cai, ne mâncau boii și cai. Hello,
M-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă. Cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hai, de frumoasă nu iurită, de frumoasă nu iurită. Dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea râsă. Hai, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat. O cheamă Aristasat, o cheamă Aristasat. Hălălăi, când puse piciorul-n prag, când puse piciorul-n prag, Arista sare din pat, Arista sare din pat. Hălălăi, și strigă în gura mare, și strigă în gura mare, arde-te-ar focu țigane, arde-te-ar focu țigane. Hălălăi, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale? Ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hălălăi, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hălălăi, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs, ce-ai pus haită talba sus. We'll be right back.
Trăiască domn primar! Ura! Pe frunzulițe și-o lalea, asta e toată averea mea. Păi am dat foc la întregul sat și cu urși am plecat. Pe frunzulițe de mohor, pe la parada urșilor. Așa cum am procedat cu toți, cu toate școlile, le-am mulțumit frumos. Nu v-am spus acel tradițional frumos la mulți ani, pentru că pe data de 31 ne vedem cu toți aici și am să vă spun mai multe, inclusiv tradiționalul la mulți ani. Sunt sigur, dacă v-aș întreba cui ați dat locul întâi, dumneavoastră ați ști cine are locul întâi. M-am făcut mulți ani și eu la urși. Să știți că apreciez foarte mult, la fel ca și dumneavoastră, aceste tobe care sunt din piele, cum erau odată. Sună altfel, nu? Și echipamentele, toate acele tradiționale care noi le moștenim de la înaintașii noștri. Vă mulțumim tuturor celor care astăzi ați participat și vă așteptăm pe data de 31, începând cu orele 12 ziua, pentru că anul acesta va fi în premieră 5 cete de urși, nu cum au fost altădată 3, apoi 4, iar acum vom avea 5 cete de urși, vom avea plugușor, vom avea cete cu mascați, vom avea un frumos ansamblu care va expune o expoziție de măști în localitatea noastră, un program, zic eu, destul de încărcat. Vă așteptăm cu mare drag. Băieți, vă mulțumesc foarte mult. Fiecare dintre voi vă rog frumos să mergeți pe la moșul, să dați mâna cu Moș Crăciun și veți primi fiecare cât un pachetel. Vă mulțumesc foarte mult și vă voi aștepta de fiecare dată și să fiți frumoși la fel cum am spus acum. Felicitări! Trăiască ceata haideacului! Didactice și toți cei care s-au implicat la acest program, format de către domnul director Pașcu, împreună cu colegii dumnealor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și mă iertați pentru faptul că am uitat să vă mulțumesc așa cum ne-am mulțumit tuturor. Mulțumim mult de toți și mă mai așteptăm!